Salutare dragilor și bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Român în Italia. Astăzi facem un video despre case, mai exact. O să vă iau cu mine să vizităm câteva case care sunt de vânzare aici în Italia. În special, acest video poate fi necesar pentru oamenii care încă nu locuiesc în Italia și vor să-și facă o idee cum sunt prețurile pe aici, cum arată casele și cât cer italienii pe casele lor mai noi sau mai vechi. Mai puțin noi, mai mult vechi decât noi, ca să spun așa. Asta a fost o mică glumă, nu o luați în serios. Bun, deci acest video o să fie pe plan virtual, ca să spun așa, pentru că vă dați seama, ar fi foarte dificil să mergem în teren, să vizităm atâtea case și în locații, în locuri diferite, la distanță mai mare. Așa că o să facem virtual acest video, această vizionare a caselor, o să o facem virtual. Am ales eu pentru asta să mergem pe Google Maps și scriem aici Villetta Aschiera, adică o casă, un duplex, da? Ca să înțelegeți voi mai exact. Și am ales Piacenza pentru că este un oraș aproape aici, la 20 de kilometri de noi, ca să vă faceți o idee despre zona noastră. Și am intrat pe site Idealista, avem prima casă, 440.000 de euro, 250 de metri pătrați. Mergem mai departe, 255.000 de euro, 140 de metri pătrați. Avem aici 90.171 de metri pătrați, avem aici pe domnul agent imobiliar care s-a și filmat și a pus el aici înregistrarea lui. Aici scrie asta, ce înseamnă când casa este în asta. Înseamnă că tu ca proprietar nu ai mai putut plăti și banca ți-a luat casa și ți-a pus-o în tribunal. Și această casă, la 171 de metri pătrați, ar avea valoarea, cred că undeva la 150, poate 160 de mii de euro, dar ea se vinde la prețul de 90 de mii, se vinde de bancă și de tribunal. Da? Hai să vedem mai departe, lăsăm deocamdată casa la asta, 289, avem 97 din nou, tot în asta cred că este aceeași casă. Avem aici o casă de 80.000 de euro, care este de 92 de metri pătrați. Mai departe, 420, 286, 90.000, care este tot la asta, 150.000. Hai să luăm pe asta la 150.000, 155.000. 131 de metri pătrați, care este în Piacenza, Via Caorsana, zice aici. Hai să dăm pe anunț să vedem despre ce este vorba. Avem prima poză cu casa, care sigur este în renovare, ceva de genul, dar vreau să merg prima dată și prima dată, vreau să merg la poziție ca să ne facem o idee. Dacă este în oraș, deci casa se află aici, lângă acest râu. Deci este în afara orașului, vedeți aici punctul. Piacenza este aici și este strada națională care merge către Cremona, ca Orso Cremona. În fine, deci nu este în oraș exact. Da? Este undeva la marginea acestei localități. Cum se numește? Roncalia. Bun, haideți să revenim să vedem despre ce este vorba, pe cine cer ei această sumă, 155.000 de euro și nici măcar nu este în orașul Piacenza, ca să spunem așa. Zice că este o vilă restructurată cu intrare independentă și grădină în proprietate. La parter avem o sufragerie cu bucătărie separată și o baie cu geam, cu posibilitatea de instalare la docea, cu posibilitatea instalării unui duș. După care mai are un ripostiliu, adică o mică cameră care poți să o faci de bara sau ceva de genul. Mergem la etaj și spune că la etaj are o cameră de dormit matrimonială și o cameră dublă. Posibilitate la primul etaj de făcut și a doua baie, cred că este ceva, o cameră mai mare sau un spațiu. Cam aceasta este descrierea. Hai să vedem la poze. La poze, în general, să știți că agenții imobiliari aici în Italia nu prea sunt ei așa de pricepuți. Deci, cum ar veni, să înțelegem că asta este intrarea principală și aceasta este sufrageria. Trebuie să ne dăm seama din poze.
Așa. Din sufragerie avem scara și în spate avem două uși. Una dreapta, cred că este baia sau bucătăria, te duce către bucătărie, dar cred eu că către baie mai repede. Și în stânga acolo cred că, nu știu, una din ele. Imediat vedem. În stânga aici este baia, deci până în cele două uși din capăt, în stânga avem baia. Se intră direct din sufragerie. Și o altă baie, ca aceea era neterminată. Nu, deci, cum am spus, aici este baia neterminată, după cum vedeți. Deja suntem la etaj, că ne dăm seama după acoperire. Aici este acea baie care se vede neterminată. Aici credem că este bucătărie, ceva de genul, că văd la parter, nu sunt încă la etaj. Cred că este partea de bucătărie. Nu prea îți dai seama din poze cum este așezată casa, pentru că, v-am zis, ei sunt foarte haotici. Aici fac eu legătura pentru că văd scara. Este acea cameră din sufragerie în capăt și pe stânga. Și în dreapta aici, de dedesubt, cred că este acea baie neterminată sau nu știu, că nu pot să-mi fac idee. Acest hol, care deja suntem la etaj, că se vede și un balcon, este un dormitor. Aici avem un dormitor. Deci două dormitoare, că pozele sunt haotice. Sunt una dintr-un dormitor, una din alt dormitor. Aici este curtea externă, deci după cum se vede aveți spațiu de intrat, un pic de spațiu verde, alee care duce către casă. Și hai să vedem, aici este cadastrul, planimetria. Deci de aici ne dăm repede seama imediat. Intrarea este de aici din capăt, se intră în sufragerie, în stânga imediat este bucătăria, după care în capăt și pe stânga este WC-ul, lavanderie, poți să o faci baie și debara. Sub scară, în dreapta aici, este un loc tot așa de depozitat, după care se urcă pe scară și avem aici următoarea etajul care se ajunge aici în acest hol, așa în acest hol după scară. În stânga imediat este o cameră de dormit, în capăt este baia, în dreapta un dormitor. Și aici cabina armadio, adică are o cameră care se intră din acest dormitor și este direct șifonier, cum să zic eu, dressing mai nou, da? Mai departe, mai avem vreo poză, ceva? Nu. Cam aceasta este casa care ați văzut-o voi. De afară nu ne-a arătat-o, ne-a arătat doar curtea, dar casa propriu de afară nu ne-a arătat-o în poze. 131 de metri pătrați, 155 de mii de euro și nu este exact în Piacența, deci este într-o mică localitate lângă Piacența, ca să zicem așa. Mergem mai departe, 280, 180, 97 e casa în asta care o vinde banca. Hai să mergem, că am văzut sus aici o casă mai ieftină, care, să zic eu, este pe bugetul meu. Și ar fi aceasta la 80.000 de euro pe 92 de metri pătrați. Hai să dăm pe anunț să vedem despre ce este vorba. Mergem să vedem și poziția, dacă cumva se află în oraș sau în afara orașului. Dăm aici să vedem. Da, după cum văd eu zona, că cât de cât o cunosc așa din hartă, Nizolaro se numește mica localitate, tot lângă Piacența. Prima casă era aici la Roncalia. Iar asta este mai aproape de oraș, dar totuși nu este nici aceasta în oraș, este la periferie, cum trece autostrada A1. Hai să ne întoarcem din nou la anunț, la descriere. Se spune că se vinde un grandios trilocal, adică trei camere, un apartament, pentru că este vorba de o jumătate de casă, la fel ca cealaltă duplex, și zice că are două etaje, are, bine, două etaje spun ei, dar este parterul și etajul 1, așa spun ei, spun două pianuri, chiar numără și parterul, dar este parter și etajul 1 și două locuri de parcare, care este pe teren privat și asfaltat, zic ei aici. Zice așa că apartamentul este cu intrare independentă, proprie. Se află la nordul clădirii, cum ar veni, că sunt acea casă care o să o vedeți,
Sunt două apartamente, un apartament în dreapta, unul în stânga, cu intrare separată. Și spune că se intră într-o sufragerie de 26 de metri pătrați, unde se află și scara pentru a urca la primul etaj. Hai să mergem la poze, că am vorbit destul despre descriere. Deci, aceasta este casa, care spunea că sunt două apartamente. Jumătate de aici, de la acest burlan, în stânga, este casa despre care se vorbește, apartamentul. În dreapta este un altul care este și el de vânzare. Iar aici, unde sunt aceste fiare, care ne arată cu această săgeată, sunt două locuri de parcare. În total sunt patru, dar sunt două locuri pentru acest apartament și două pentru acest apartament, bineînțeles, în proprietate. Mergem mai departe, poze cu casa de afară, internetul ne joacă un pic de feste, nu știu ce se întâmplă. Deci aceasta este strada și aceasta este apartamentul cu ferestrele, cu obloanele deschise la ferestre. Multe poze puse la fel, stai că am luat-o înainte. Deci intrarea este, intrăm în sufragerie, după cum se vede și scara. Aici se vede mai bine sufrageria. Nu este chiar mărișoară așa. Avem aici o intrare, cred că este bucătăria separată. Poza este făcută de pe scara de sus. Da, este bucătăria, exact ce vă spuneam. Destul de mărișoară, că ai loc să pui o masă cu patru scaune să mănânci patru persoane. Zic destul de mărișoară pentru că bucătăriile din Italia nu sunt ca cele din America, de le vedeți voi. De... mai sunt cele open space care sunt cu tot cu sufragerie, dar ai în sufragerie la un loc cu mirosul din bucătărie. Acesta este spațiu care poți să faci o debara, unde are o scurgere, să pui chiuvetă, mașină de spălat, rafturi și așa mai departe. Scara. Urcăm pe scară sus. Aici ar fi un hol, cred. Un dormitor. Îmi place cum se vede cu grinzile acestea aparente așa frumos. Un dormitor care are un șifonier, nu are pat, dar îmi place că are două uși din astea, un geam, cum ar veni ușă, dar dublu, și se vede că dă ieșire către balcon. Din nou așa, aici ne arată pe balcon de la un dormitor ieșirea. Deci, după cum se vede, este undeva la margine retras. Cel de-al doilea dormitor, care are și pat aici, vedem că spațiul ne rămâne stânga-dreapta în față până la șifonier. Din nou, grinzile aparente care mor după ele, îmi place foarte mult. Se vede că este întreținut apartamentul și renovat. De aici se vede bine camera, din nou cu ușă dublă, ieșire pe balcon. Mergem mai departe, al doilea balcon care se iese din al doilea dormitor. Baia, care este destul de voluminoasă, zic eu. Aici, în dreapta, după ușă, după cum se vede, este o cabină de duș pe semi-rotundă. Așa am tras eu cu ochiul, că altfel nu vedeam unde poți să te speli aici, dacă nu la chiuvetă. Un WC, un bidet, un mobilier de baie. Aici se află cele patru locuri de parcare despre care ne scriau domnii în descriere, domnul agent imobiliar. Sunt două pentru un apartament, două pentru un apartament, un pic de asfalt acolo, poți să pui o prelată, în fine, ar fi ok. Dar ceea ce lipsește acestei case, pentru că casa este aceasta, cu două apartamente, ar fi un pic de curte, că nu ai. Aici este cadastru, cum se vede, intrarea, sufrageria, scara, în stânga baie sau WC-ul, bucătăria și sus ajungi pe acest hol, baia la jumătate, o cameră de dormit, a doua cameră de dormit. Păi, pentru un apartament ar fi destul de ok, doar că nu este în oraș. Ce să zic, 80.000, 90 ceva de metri pătrați, ținând cont că este și restructurat. Aici este autostrada 1 care duce către Milano, Bologna-Milano, și aici începe orașul Piacenza. Deci aici nu o să aveți școală sau ceva de genul. Asta ar fi bună pentru mine, cum stăm aici în oraș, în Fiorenzuola. Cred că la vreo 22 de kilometri de noi distanță ar fi de aici și până acolo. Având acest apartament, cealaltă, dar nu ne încântă pentru că nu are curte. Vedeți voi, nu are niciun pic de curte. Ai intrarea ta separată, dar nu ai vecin deasupra, nu ai jos, dar nu ai niciun pic de curte să pui un grătar sau să faci și tu o mică grădină. Vă aștept în comentarii să vă dați cu ideea despre această casă. Da, ce să zic, 80.000, cred că un 75.000 a reușit, dar totuși plus minus ești aproape ca la bloc, pentru că nu ai curte. Hai să luăm o alta, mergem mai departe. Hai să trecem de această pagină să vedem ce mai găsim noi la un preț tot așa acceptabil, zic eu.
Numai prețuri de 390, numai 200, 510, deci te nebunește pur și simplu. Nu altceva. Prețuri de păzbubuie creierii. Da? Vedeți și voi de ce căutăm noi case mai ieftine, da? Hai să schimbăm aici denumirea, că poate am greșit eu. Și să scriem... unde ești, mă, Google? Scriem așa. Casă. Ca să ne dea... Să nu ne mai dea duplexurile, să zicem așa, și să ne dea, poate ne dă case simple, libere, cu curte, cu... Bun, mergem mai departe. 107.000. Avem aici atico, adică mansardă. Mai departe, 119.000 apartament. Apartament 220, 330, 69.000 de euro și 65 de metri pătrați. Hai să luăm apartamentul ăsta sau ce este. Hai să vedem despre ce este vorba aici, cu 70.000 de euro și 65 de metri pătrați. Prima dată vedem dacă este în oraș sau mai departe. Vedem poziția. Poziția este în oraș, dar numai că este mai la marginea orașului, așa, mai către stațiune, adică către gara de tren. Nu este chiar la margine, către margine, dar e ok că aici este gara de tren, după care centrul vechi este aici undeva. Deci ar fi câteva 5, 7, 800 de metri să ajungi un kilometru până în centrul de aia. Da. Mergem la descriere prima dată și prima dată să vedem ce ne minte domnul agent imobiliar aici. Apartament la etajul 2 și ultimul dintr-o casă cu doar 3 apartamente în total. Intrare în sufragerie, 2 dormitoare și baie cu geam, o cantină, zice că este poziționată extrem de centrală, construit în 1950, destul de vechi, clasa energetică, rescaldamentul autonom, adică ai centrala ta pe gaz proprie. Hai să vedem despre ce este vorba. Din nou, poze făcute anapoda, sufrageria, după cum ne dăm seama, bucătăria de lemn veche, da, destul de ok. Dacă nu s-ar bloca și internetul. V-am zis eu că nu este destul de mare, dar este, că văd că are și loc de o măsuță aici, cel puțin pentru două persoane. Este ok. Mergem într-unul dintre dormitoare, care este cât de cât accesibil, dar cum văd eu din poză de aici, pereții sunt destul de vechi, adică ar merita așa o mică renovare, un glet, un ceva. Sau poate așa se vede de la vopseaua asta, crăpăturile, nu știu exact. Cred că ăsta se vinde și mobilat. Cel de-al doilea dormitor, acesta este mai mic. Geamul așa într-un colț, care mie nu prea îmi place când sunt poziționat așa, dar este mai mic, intră pat de o persoană, doar atât. Și mai departe, o baie cu duș, care este și aceasta foarte mică, înghesuită așa. O chiuvetă, o mașină de spălat și mai are o curte externă. Cred că aici este la comun cu vecinii, ceva de genul. Și aici avem cadastru, planimetria și cam acesta este anunțul, ne arată din nou poziția. Mergem mai departe să vedem o casă la mare, să alegem și noi așa o zonă de mare unde ne place nouă, ca să ne facem, să vă faceți și o idee de acolo, pentru că eu știu aici în general că tot caut și nu găsesc. Scriem noi aici casa singură, adică casa singură a San Benedetto del Tronto. Ne-a ieșit aici repede. Așa, mergem tot pe Idealista pe site, pentru că parcă ne arată mai bine tot ce e de văzut decât celelalte site-uri, nu ne complicăm foarte tare. Intrăm repede. 490.325 de metri pătrați, 400.000 de euro, 550 de metri pătrați. Mai departe, 119.000 un apartament în acel bloc de 6 apartamente. Avem aici un apartament de 2 camere în această vilă verde, 125.000 de euro, 40 de metri pătrați, după care mai avem aici un quadri locale, adică 4 camere, care se vede și marea. Nu este chiar aproape de mare, dar se vede. 165.000 de euro, 4 camere. Hai să alegem această casă, care mi se pare destul de ok, nu este cu etaj, dar din prima poză
ar fi ok. Bineînțeles, pentru cine are bugetul de 210.000 de euro, 4 camere, 173 de metri pătrați, intrăm. Din prima poză se prezintă bine, bine de tot. Hai să vedem la poziție, să vedem dacă este aproape de mare. Să zicem așa, ai avea un 4-500 de metri, așa ca să zic eu, până la mare, mai exact. Dar este în Porto de Ascoli, nu este chiar în San Benedetto, pentru că San Benedetto este un pic mai sus. Adică aici este San Benedetto, iar Porto de Ascoli este un pic mai jos. Avem intrarea într-un hol la parter cu cucină abitabilă, adică bucătărie locuibilă. O luminoasă sufragerie, spun ei aici că e așa le spun, dar din poze ați văzut că nu ne arată atât de luminoase. Două camere dormitor și baie cu geam, cu aerisită prin geam. Are și puț de apă. Mai departe mergem să vedem pozele, că aici ne facem ideea cea mai bună. Deci arată destul de ok, da? Este așezat așa pe pământ, fără etaj, are și un pic de curte, intri cu mașina pe aici, intrare în față, ok, bine, aici, super, chiar bine arată. Mai departe, casa se vede că este destul de veche. Aici avem holul despre care spunea la intrare, care se intră, cu scara care merge sus la etaj. Mai departe, într-una din părți, stânga-dreapta, că nu ne indică, este o cameră unde se mănâncă, pentru că aici, din această cameră, se intră și în bucătărie. Deci aici gătești, bucătăria este în spate micuță, gătești și aici mănânci. Este locul de dining sau cum se zice, nu știu, dacă greșesc, corectați-mă. Mergem mai departe, locul de mâncat și de la această bucătărie micuță, dar are locul de mâncat, mergem mai departe, văd că ne duce direct într-un dormitor, pentru că văd aici o structură de pat, dar normal ar fi fost să ne ducă în sufragerie, nu? Deci unul din dormitoare, al doilea dormitor, se vede că este pe modelul vechi, geamurile se vede că sunt din lemn bun și duble, adică geam termopan, vedere afară în stradă direct, a venit și sufrageria într-un final, deci avem bucătărie separată, sufragerie, două dormitoare, baia, care și asta trebuie renovată, dar destul de spațioasă, vedeți aici modelul vechi de duș cum era, doar jos curgerea și sus, dar așa stropești toată baia, dezvine rău, deci asta trebuie renovată 100%. Aici este în spate, are și o mică grădină aici, deja se vede roșii și ce mai au ei pus pe aici, dar este destul de ok ca și spațiu. Poză făcută din spate, intrarea din stradă, de unde se intră din stradă, către garaj, este aici în spate garajul. Da, este chiar ok pusă, casa este așezată chiar bine, așa. Intri în garaj și în stânga te duci în spatele casei, în grădină. Aici este cadastrul. Da, destul de ok, dar prețul pentru buzunarul meu, ca să zic așa, 210.000, nu ne încadrăm noi la așa ceva, cu toate că foarte bine arată, un pic de renovat, nu este foarte mulți bani de băgat în această casă, dar arată destul de bine. 210.000. Mergem mai departe. Ia să vedem noi, să găsim un apartament și noi cu vedere la mare, că tot este oraș de mare. Aici ar fi ceva, 347.000, 50 de metri pătrați, fiți atenți. Este chiar pe plajă aici, cred că într-unul din aceste blocuri. Hai să dăm pe poze prima dată, că sunt curios la banii ăștia ce ne oferă la 50 de metri pătrați. Ne arată poze din dronă. Deci blocul este acesta, da? Cred că este ceva construit nou în acest bloc. Și deci este chiar pe faleză, cum ar veni. Garaje, bla bla bla, deci nu avem ce să înțelegem mare lucru de aici, pentru că este totul făcut pe calculator și nu e nimic real. Hai să vedem la descriere. Este un apartament în această nouă construcție care are intrare independentă, adică intrare singură, pentru că este la parter, pianul realțat-o, cum zic ei, la parter. Are 50 de metri pătrați, este compus din sufragerie cu tot cu bucătărie, baie cu geam și cu duș, cameră, o singură cameră de dormit, preț mai este inclus un loc de parcare descoperit, adică afară în curte, deci
o idee, să vedeți și voi pe ce cer 347.000 de euro, 50 de metri pătrați, doar că este pe faleză. Hai să mai luăm alta. De exemplu, mergem în Cupra Maritima, alegem noi, este la 10 km de San Benedetto, mergem tot pe idealista. Hai să vedem aici repede. Apartament 210.000. Apartament 196.000, 115 metri pătrați, 230.000 cu vedere la mare, 120-85 de metri pătrați, dar nu-mi dă și mie o casă care să fie Hai să alegem un apartament, 95.000 de euro, 52 de metri pătrați avem aici, 4 camere zice că are. Vedem dacă este aproape de mare sau cât, ce distanță este până la mare. Deci este aproape, este la, eu știu, cred că sunt undeva, pentru că cunosc zona, undeva la 200 de metri, așa, până la plajă. Hai să-l vizionăm, să vedem câți metri am zis că are. Prețul este de 95.000 și are 52 de metri pătrați. Și asta este cam scump, undeva la 1.900 de euro metru pătrat. Apartamentul este înregistrat în cadastru ca și C2, adică mansardă, magazii, ceva de genul ăsta, garaje. Proprietatea vine completată cu posibilitatea de parcare rezervată doar pentru cei care locuiesc acolo. Din descriere nu mă încânt așa tare, deci este sufrageria cu bucătăria și aceasta este de renovat, după cum se vede. Intrare direct de afară, ok, un hol, un dormitor care și acesta este destul de mic, cel de-al doilea este și mai mic, baia după cum se vede este renovată, da, deci acesta este apartamentul destul de mic, 50 ceva de metri 52 de metri pătrați, 95.000 de euro. Luăm o casă din centrul orașului, după cum se vede este o vilă, 980.000 de euro, 365 de metri pătrați. Bineînțeles că aici după mine sunt două apartamente. Hai să vedem pozele prima dată, să ne facem o idee. Are și un pic de curte, da. Ne arată mare asta, nu știu dacă e vederea care se vede din casă. Dar, da, un dormitor care este destul de spațios. Cel de-al doilea care pentru dormit este destul de ok. Da, casa este, se vede că are nevoie de renovare, dar este lucrată cu gust cum ar veni pe vechi, marmură și așa mai departe. Ușile, după cum se văd bune, dar la pereți ar fi ceva de lucrat, zic eu. Baia destul de generoasă, mare, da, da, sufragerie, o altă scară care duce, nu știu, cred că sus în mansardă, pentru că mai sunt și aici dormitoare, alt dormitor dublu, curte în lateral, da, cum am spus eu, că aici am observat în această poză, se poate împărți în două apartamente această casă și se urcă pe această scară externă la apartamentul de sus, cred, bucătărie. De sus până jos o scară care se vede foarte frumos, mansarda. Sigur este compusă din două apartamente, deci este chiar lângă faleză aici, că vedeți după balcon se vede marea. Deci ieșim repede de aici, cu toate că este pe faleză, nu este de buzunarul nostru. Ce mai avem aici? 110.000 de euro, 40 de metri pătrați, din nou casa monstru, 145.000 de euro, 61 de metri pătrați, dar marea se vede din depărtare, cred că e undeva pe coline mai sus. Cam așa au prețurile la case aici în Italia. Deci ceea ce ați văzut la mine la 50.000, 60.000, 70.000, să știți că eu caut până găsesc acele case, pentru că în general prețurile sunt astea, 155, 200, 300. Aici este o casă de un apartament de fapt de 90.000, ala asta care este luată de tribunal, după cum se vede. Cam acestea au fost exemplele, așa câteva de case. Dacă v-a plăcut acest gen de video și aveți o zonă anume care o cunoașteți, care să zic că nu locuiți în Italia, dar ar fi o zonă care v-ar încânta și vreți să aflați prețurile din acea zonă, cu cel mai mare drag vă aștept la comentarii și poate de ce nu vă fac un video cu prețurile din
acea zonă. Eu mă orientez 50, 60, 70 de mii maxim, pentru că acolo este bugetul meu. Vedeți că sunt prețuri care nu poți să te lipești de ele. Așa că de data asta așa a arătat videoul nostru. Dacă ți-a plăcut ceea ce ți-am arătat azi, pune un like, abonează-te la canal și până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!